Marci, Flare! Marci! Am fost chemat la centrul militar teritorial, unde am trecut convorbiri cu domn capitan și el mi-a lămurit că serviciul militar e un lucru bun și merită de a face. După ce am discutat cu prietenii, cu dragii, cu părinții, mai ales tatăl, m-a sfătuit totuși să încerc, că e ceva de folos în viață. Totul dat, care mâine. Peste hotare sper doar să lucrez, dar de locuit totuși vreau în Moldova, îmi place țara mea. Cine caută găsește perspective în Moldova. Dacă îți dai interesul, sunt foarte multe locuri și idei unde poți să te dezvolți ca personalitate, ca persoană liberă. În armată te înveți să fii un adevărat patriot, să iubești țara, drapelul și legile ei. Relația rămâne cam... E greu, foarte greu. Adică aproape 10 luni suntem dispărțiți unul de altul, dar ne vedem o dată pe săptămână, dar îmi pare că e prea puțin pentru... Totul te deprinzi, că știi că peste un an de zile ți-ai îndeplinit pădătării militare și ești liber.